Deci am avut un proces foarte larg de consultare anul trecut cu cei din municipiul Chișinău, nemijlocit din raza orașului, cu privire la prioritățile din sectoare. Așa s-a născut și proiectul sau programul pe care urmează să-l implementăm în curțile brokerilor de locuit, unde urmează să intervenim pe partea de infrastructură, asfalt, bordură, multe alte lucrări pe care le planificăm. La fel sunt lucrările din sectoarele capitalii nemijlocit, parcuri, scoaruri, trotuare, drumuri și altele. La fel sunt proiectele cu barbă pe care urmează să le definitivăm în acest an, cum ar fi cele de la stația de epurare sau la deșeurile de la Țânțăreni sau alte proiecte cronice care sunt în așteptare de mulți ani de zile. Dar vreau, exact ca și în cazul ședințelor pe care le-am avut la preturi sau ședințelor pe care le-am avut și discuțiilor pe care le-am avut cu locuitorii municipiului Chișinău, nemijlocit din raza orașului, să avem o discuție cu cei din suburbii. Dumneavoastră știți foarte bine că anul trecut noi am avut o sumă record pentru municipiul Chișinău alocată localităților din componența municipiului Chișinău. Sângera, Băcioi, Stăuceni, Colonița, Durlești, Vadul lui Vod, Vatra, Budești, Ruzești, Bubuieci și mulți, mulți, mulți alții. Deci, pe care nu am numit, să știți că îi avem în vizor. Proiectele au fost diferite. În primul rând ne-am concentrat pe domeniul educațional. Avem foarte multe grădinițe, instituții educaționale date în exploatare. Am zis că mergem pe nouă formulă 70-30 și 70 este contribuția municipalității, 30 este contribuția locală. Știm că există probleme, începând cu grădinița de la Sângera, finalizând cu multe alte proiecte, școala Hiperion care este la Durlești sau stația de pompare în continuare la Tohat, în Cruzești, Budești. Cunoaștem problemele care au venit nemijlocit din, de la primarii din localități, de la consilierii din localități. Dar ceea ce vrem cu adevărat este ca să auzim și părerea locuitorilor din fiecare suburbie. Anume pentru acest subiect am lansat un site care se numește suburbii.chisinau.md. Este un nou site care urmează să fie lansat astăzi de către Primăria Municipiului Chișinău. Butonul Suburbiile votează poate fi accesat și de pe prima pagină a site-ului primăriei. Pe această platformă online ne propunem să colectăm părerile cetățenilor din suburbii vis-a-vis de investițiile care urmează să fie făcute în localitățile lor. Mai mult decât atât, oamenii pot prioritiza necesitățile din suburbie. Unii ne întreabă de ce am mers pe drumul de acces și nu am rezolvat problema transportului. Alții ne întreabă de ce nu am intervenit la școală sau la grădiniță și nu am acordat atenție unor altor priorități care tot sunt foarte importante pentru fiecare. Ceilalți ne întreabă de ce ne-am dus în mahala primarului să facem o porțiune de drum și nu am făcut-o în altă parte. Vrem ca toate prioritățile date să fie gestionate, discutate cu dumneavoastră. Totodată o să încercăm să responsabilizăm și primăriile locale ca banii pe care iau să-i cheltuie, pentru că sunt primării locale care au peste 100 de milioane în conturi de lei, cei ce n-au avut nici primăria municipiului Chișinău la finele anului 2020, alții au 45 de milioane, ceilalți au 35 de milioane, 20 de milioane. Noi vrem, așa cum ne întrebați pe noi, să-i întrebați și pe cei din localitatea dumneavoastră când, cum și în ce condiții vor fi utilizați acești bani. Dar vreau ca fiecare să cunoască un pic despre ceea ce am acordat noi pe parcursul anului 2020. Această informație succintă este disponibilă și pe acest site suburbii.chisinau.md. La fel, vreau să știți că pentru acest an nu putem să avem 1 miliard, chiar dacă ne-am dorit, sau 5 miliarde, chiar dacă ne-am dorit, dar 100 de milioane aproximativ, 85 pentru infrastructură sau proiecte care le considerăm importante pentru suburbii, alte câteva milioane, 10 pentru alte domenii. Vrem ca dumneavoastră să ne ajutați să stabilim aceste priorități.
Și așa cum am avut în condițiile transportului care urmează să ajung pe Albișoara, ziceam pe la mijlocul lunii aprilie, cel târziu în luna mai la început, când s-a votat ruta cu câteva zeci de mii de persoane, tot așa vrem ca să determinați dumneavoastră prioritățile în localitatea dumneavoastră. Avem încredere în dumneavoastră, vă spunem mult, mult, mult succes în ceea ce faceți, multă sănătate și cu certitudine vrem ca să contribuim împreună la dezvoltarea Chișinăului și la dezvoltarea nemijlocită a suburbiilor. Sănătate multă, aveți grijă dumneavoastră, toate frumoase și bine.